Un uriaș se găsește în gospodăria unui bărbat din oraș. Este vorba despre un porc numit de proprietar Ghiță, care cântărește aproximativ 400 de kilograme. Fiind cel mai mare specimen din rasa lui, Ghiță este hrănit cu cereale din producția proprie, uneori chiar și pâine. Stăpânul spune că este singurul animal din oraș ajuns la acest număr de kilograme. Nu cred că are cine-l depăși. Din neamul lui. Bate la 400. De cât timp îl aveți? E pe 3 ani. Și ce mănâncă așa de obicei? Ce-i dați? Cereale, tot ce din producție, porumb și tărâțe. Proprietarul nu vrea însă să se desparte de Ghiță și îl va folosi doar pentru reproducere.